Energia și-a prezentat noile achiziții. Basketbaliștii gurgeni vor încerca în noul sezon să-și îmbunătățească performanțele, iar noile achiziții promit că vor da totul pe teren. Antrenorul Energiei, Antonis Constantinides, își dorește un sezon cu rezultate cât mai bune. For us, the limit from last year, we put it very high. And this year will be very difficult for us to catch this target or we go in higher than last year. A fost un sezon extraordinar pentru întreg club Energie, pentru că tot antrenor și manager trebuie să gândim ce mai sunt fiecare sezon. Potter Trup și la Târgu Jiu cu o poză de 8. I'm just happy to be back. We have a good year. Excited to get to work. That's it. Mă bucur că m-am întors. Sper să avem un sezon extraordinar împreună. Sunt încântat că o să începem munca mâine. Anthony Miles a auzit numai lucruri bune despre Energia. I seen that they did really good in Euro Challenge last year, so obviously y'all have a good reputation and we just got to keep it up. Do good this year in FIBA Cup and just keep it rolling out here, man. Am avut numai lucruri bune, am urmărit parcursul Energiei sezonul trecut în Eurochallenge, știu de succesul care l-au avut. Sper să mergem pe aceeași pantă ascendentă și să facem lucruri mărețe și sezonul acesta. Curjenii s-au calificat și în acest an în cupele europene.